Lucrările pentru construcția noului corp al Spitalului Județean de Urgență Călăraș, care va avea 5 etaje, sunt în grafic. Investiția a avansat ridicându-se deja demisolul aripei noi a unității sanitare. Conducerea Consiliului Județean Călăraș și a instituției spitalicești, dar și echipa tehnică a Consiliului Județean au vizitat în data de 11 noiembrie șantierul noului corp de spital. Valoarea investiției este de peste 90 de milioane de lei. În noua clădire vor exista spații pentru secțiile de imagistică, CT și RMN, neurologie, psihologie, geriatrie, oncologie, pediatrie, obstetrică, ginecologie, chirurgie plastică, neonatologie, însumând în total un număr de 230 de paturi. Investiția se derulează prin Compania Națională de Investiții. Proiect aripă nouă a Spitalului Județean Călăraș. Împreună cu colectivul echipei Consiliului Județean am reușit să promovăm acest proiect să fie finanțat de Compania Națională de Investiții. După cum știți, împreună am mai fost să vizităm partea de fundație. Uitați că astăzi suntem într-o fază mult mai avansată. Am depășit cota zero a pământului și suntem deja înaintați pentru a putea să construim primul etaj. Cred că aici aș vrea direcția tehnică, domnule director Gian Carmen, doamna inginer Carmen și domnul director Vlase, împreună despre acest proiect, împreună l-am gândit, l-ați avizat spre construire Companiei Naționale de Investiții. Care e faza proiectului pe care constructorul la recepționa până astăzi când ne prezentăm să-l vizualizăm cu toți. În momentul de față ne aflăm în stadiul de execuție a penei de râs care a avut o grosime de 2 metri, apoi s-a turnat un radier general de 80 de centimetri, iar în momentul de față suntem în stadiul de a turna pereții de micronului, cum observați, diafragme de beton. Din cinta de misolului avem poziționate spații tehnice, avem poziționat adăpostul ALA și spațiile dedicate computerului tomograf și a aparatului pentru rezonanță magnetică. Lucrurile decurg într-un ritm destul de bun, ca zice, după părerea mea de constructor. E bine că am ieșit până în iarnă din cota, am ieșit peste cota terenului natural. Asta pentru constructorii o realizare, pentru că intrăm în anotimpul rece și știți, în anotimpul rece precipitațiile aduc, îngreunează lucrările în momentul în care e sub cota terenului. De aici eu sper ca lucrurile să meargă bine și prinzând o vreme corespunzătoare se poate lucra și în timpul iernii cu luarea unor măsuri speciale pentru betoane și pentru a continua lucrarea în anotimpul rece. Deci se poate continua în anotimpul rece. În momentul de față, noi, deci partea de care aparține CNE-ului a fost contractată și, după cum vedeți, lucrurile se desfășoară. Partea pe care Consiliul Județean și-a asumat-o este partea de rețele exterioare, adică tot ceea ce este din corpul nou de spital va fi preluat. Parte de canalizare, parte de apă, parte de gaze, alimentare cu energie electrică. Vor fi preluate toate corpurile, canalizarea amenajară va fi preluată din toate corpurile spitalului și va merge într-o stație de epurare. Se va construi o nouă gospodărie de apă, cea care a existat pe amplasament și a trebuit să o desființăm pentru a elibera terenul pentru CNI. Suntem în faza de proiectare, am contractat proiectarea, sperăm ca până la sfârșitul anului să avem parte de proiectare, iar la începutul anului viitor să demarăm achiziția pentru execuția lucrărilor care aparțin Consiliului Județean și sunt în valoare de circa 3 milioane de lei cu TVA. Da, mulțumim domnului inginer. Managerul proiectului de la Călăraș. Georgiana, tu ești reprezentantul constructorului, tu managerie, să spunem, proiectul Corpul Nou Spital Călăraș. Dificultăți, probleme și colaborări, dacă sunt astăzi cu Consiliul Județean, care e ordonatorul principal de credite și conducerea Spitalului Județean Călăraș. Noi mulțumim foarte mult și Spitalul Spitalului pentru că ne-au sprijinit în toate nevoile noastre de șantieriști. Atât ca organizare de șantier, atât ca execuție, am avut accesul pus la dispoziție de către reprezentanții spitalului și tot sprijinul acordat. Și acum, față de ultima noastră întâlnire aici, și credem că suntem într-un stadiu mult mai avansat. Am trecut de perioada proioasă și sperăm ca undeva în luna, în anul viitor, să ne ridicăm cu structura. Presa vrea să vă dea o mică explicație așa. Puteți să ne prezentați ca să puteți arătați presei în ce situație suntem acum? Acum suntem într-o situație mai poate de demisol.
dar care va cuprinde niște spații nu prea plăcute, ca să zic așa. Da? Cu spațiile tehnice, adăpost oala, va fi în partea de nisol, bineînțeles prosectura. Și urmează parterul, unde vom avea spațiile administrative, accesul, farmacia. De la etajul 1 în sus vor să fie saloanele pe secții, cuprinse până la etajul 1. Domnul director, o mare echipă, Consiliul Județean, ordonatorul principal de credite, echipa tehnică a Consiliului Județean prezent aici lângă dumneavoastră, constructorul prin directorul pe care îl are pentru acest proiect. Cum vedeți, ca și cum construcția asta e ca un făt frumos ce apare, zilnic, crește. Deci pot să spun că n-am mai văzut un rând de lucrări așa de alea. Adică ceea ce vedeți aici, nu am vrea să greșesc, dar cred că este în maxim 3 luni făcut. Să ridici într-o proapă și să mai trebuiești o asemenea forță, cu asemenea tehnologie, să construiți atât de rapid, eu nu mai credeam că în România chiar se poate face. Și pot să spun că aici aveți și vedeți, cred că ceea ce, la momentul ăsta în care nu știu cum mai se întâmplă. Cred că este singura zonă unde se construiește un spital de stat. O practică aici construim întreg spital, nu vorbim, e un corp, dar e un ansamblu al unui spital care se construiește de la zero. După Revoluție se pot număra degetele de la o mână câte spitale s-au construit și unul de la Cărăraș. Este meritul strasă al echipei coordonate și condusă de domnul președinte, care, nu știu, probabil povestea o mai știți, reabilitarea la un moment dat și costurile acestui corp, ca să arate exact cum arată acum, fără nicio îmbunătățire, erau de 30 de milioane de lei, ceea ce vedeți aici că pe 90. Deci cu bani de 3 ori mai mult faci unul de la zero și își dotezi cu mobilier. E o gândire de tip business pe care domnul președinte a implementat-o și implementează în continuare în tot ceea ce facem noi pe toate zonele Consiliului. Da, mulțumim domnului director, vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți prezenți. Arătăm cetățenilor că ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut